Alege Fairy Extra Plus, cu până la 50% mai rapid în eliminarea grăsimii dificile. Hei, bună ziua într-un nou episod! Bine v-am găsit! Așa cum i-am promis ieri lui tăticul, mă voi face verde în cap. Mă voi face verde în cap, sper să ducă. Ca atunci când voi veni acasă, Șoarecu, să nu știi nimic. În episodul de astăzi vom avea foarte mulți invitați de valoare. Bă, ce faci, mă? O veni Cărlătescu. Cărlătescu? Acum mai văd și pe... Cătă? Domnul Cătă? Lăsați-vă și ăla. Nu-mi stă rău, nu? Aș vrea un pic mai spațiu. Auzi, mă, cine? Băi, cine m-a vătat pe mine? Vreau să fac o poză pe mine. Eu! Florin! Auzi, dar tu ce cauți? Ce? E pila ta? Nu, e pila lui Dumitrescu, ai să vezi. Tu ți-ai făcut și musca asta de aici? Da. Hai, să vezi cum e și mai pot. Dar ești peste tot, băi, ești nebun. Păi de acum tu așa trebuie să-i faci, mă. Așa mă fac. Bă, una mea lipsi, băi, și pe bă, și uite și tu că n-am fost fără. Am venit să te susțin, că poate... Cu cine e votat? Cu tăticul? Verde. E de adică te-ai făcut verde, mă? Cu spray-ul, când te-ai făcut și tu. Da? Dar cum de ți-a venit? Dar cine nu te-a votat? Sergiu. De ce? Sergiu e și un ciudat, îți spun sincer. Eu nici n-am vrut să-l luăm. Dar ce-ai gătit? Chili con carne. Bă, dar bine de tot. Faci tăticule. Mănânc pâine goală dacă îți vine să crezi. Ți-am păstrat chili con carne. Dar are ceapă? Ai cum să n-aibă ceapă? Că dacă am mirosit eu ceapa. Nu pot ceapă. Nu pot, mă jur. Am simțit-o din miros. Te-ai făcut verde frumos în cap. Bă, dar să mai duci asta? Să mai duci asta? Da, să spală, dai cu apă. Bă, nu mai am apă acasă, bă. Bă, ești nebun? De-aseară. Deci s-o strică pompa. De, nu, trebuie să plătești și tu, că apa se plătește. Păi se plătește, am plătit-o, dar nu mai merge pompa. Da? Da. Eu iau apă din pământ. Bă, dar îmi place că te-ai îmbrăcat în verde tot frumos. Da, toate culorile de verde le-am pe mine. Așa, bă, frate, altceva, bă. Trebuia să vii așa din prima zi. Bă, dar cum ai luat tu 10 farfurii, nu știu, bă, ești nebun? Dacă era Sergiu mai atent, luam 11. Oricum ești câștigător detașat. Bă, da, vrei să spun ceva, am obosit. M-am săturat de duel ca câinele de lanț. Bă, dar seară plânge ăsta. Cine? Nigrichito. Păi cred și eu, bă, și nu gătesc rău, tu ai văzut că gătesc foarte bine. Individual, da? Da, uite că astea s-au reglat și 10 minute mai puțin. Da, chestia aia verde nu era spray de dată. Bă, tu știi să mănânci chili con carne, măi, bă, bun, cu asta am crescut, dar avea urma. Sole, fără carne, da? Eu nu știu și dacia. Cum am coriandru. Băi, ia uite, m-am întrebat, mă, ce e aia, nu știam. M-a dat peste cap, ești nebun, dacă am mâncat. Spumă de lime, unde ai mâncat vreodată spumă de lime? N-am mâncat, de deci, deci asta a fost prima oară când ai mâncat și ai și votat. Bă, excelent, excelent, bravo. Și m-ai și impresionat că au avut 10 minute penalizare, ești nebun. Da, au avut 10 minute. Dumitrescu ăsta are boală pe mine. Dar să știi că mie mi-a plăcut foarte mult și de farfurie albastră. Foarte mult mi-a plăcut. Farfurie albastră și oricum nu contează, a câștigat o bătălie, dar războiul. Bă, dar nu mai avem rom? Da, zic eu, știi de ce? Uite-l, mă, cu Costel! Zi-mă de ce? Cel mai tare în limbă, într-adevăr, e Sergiu Floraia, dar unde contează? Ce-ai votat? Am votat verde și ceea care mi-a displăcut total a fost asta, lui Florin. Florin? Deci i-a displăcut total. Tu de unde ești? De la Bacău. Toate știi, scute. Nu-i niciun restaurant pune în Bacău. Te mai duceai la restaurant când erai în Bacău? Spuneau, ce faci, mă, tu te duci la restaurant? A, da, da, nu, doar oamenii bogați mâncau la restaurant. Se distrează, mă, și ei. Se distrează, ești fericit? La ce, mă, la ce nu am văzut, că zic vorbi după aia. Ce-ai votat? Da, tu ești intrusul? Toată lumea a votat. El e intrusul? Ne-am vorbit. Da, nu știu, o să avem o discuție cu Sergiu după. Adică a făcut așa o opinie separată. Oricum, ai vrut ca și cum e după gust. Dar zi un pic, vă zici cineva ce-ați votat? Că prea ați votat toți la fel, adică asta sună blat. Nu, eu chiar mi s-a părut ok, eu am spiciu făcut, mi s-a părut cea mai bună farfurie, chili con carne, celelalte au fost bune, dar nu la nivelul primei. Unde ai mâncat-o prima oară chili con carne? E, sigur am mâncat undeva, prin București, că la Buzău nu se făcea chili. Păi nici la Bacău ești nebun niciodată. Clar, în București am mâncat, dar ăsta a fost deosebit și cu forma aia, așa. Cine sunt eu? Dar tu gătești acasă? Da, fac paste carbonara, atât. Și le fac deși după rețeta domnului Florin Dumitrescu. Am avut o rețetă de carbonara. Păi și de ce nu vii? Finish sezonul
Nu face o surpriză. Da, să fac așa. Da, da. Deci poți să dai, aș face. Deci cam verde și copăr. Ia-ți, mă, un fair play. Zi-mă, tu ai vreo problemă? Că tu ești de ea cap, capul rău tățu. Și ca te iubesc, ca altfel, luam de tine. Zi-mă, sunteți supărați? Da, normal, nu. Pana mea, zero farfurii, ce e aia? Nici la școală n-am luat zero, zero. Am rămas repetenți. Am rămas repetenți, mă, suntem la pe la albaștri. Știi ce au avut, mă, în farfurii albaștri? Umbră de ciolan afumat. Știi cum e umbra de ciolan afumat? Să face spumă din ea. Păi și cumva e pe drept că au, că au luat chipsuri de varză murată. Da, dar aveau crema de fasole. Aia nici măcar n-aveau fasole, măi. Și voi ce ați gătit? Fasole bătută. Mai noi am făcut cu chiftele, cu falafel, cu fasolă. Ce vrei? Bă, dar li s-a specificat la băieții ăștia că e fine dining fasole? Eu încerc să zic așa. Ăia care din majoritatea oamenilor care mănâncă, nu știu, bosule, eu nu știu. Păi aduce furt ăștia care știu. Dar tu gătești, tu gătând, o să fii tu șef, bucătăreasă sau ce vrei tu să fii. Tu gătești pentru oamenii care știu să mănânci? Eu fac muzică pentru muzicieni? Știu, fac, mă, pentru oamenii normali, nu contează. Nu fiți, bă, triști. Nu suntem triști, suntem supărați. Trebuia respectată probă. Trebuia jurizată fasola. Unde e fasola la ei? Ia, au dat-o la porcan, ce-a făcut? Bă, ție, nu ți-a plăcut lipia? Nici n-am gustat din sărăcia. Asta nu mănâncă în Italia, lipii. Nu, mă, bă, când iei 10, n-ai, adică când iei, nu, nu, să zicem, da, dar da? Nu, 11 nu. Data viitoare, dacă nu tema, există, nu știu, e avocat, o facem și noi. Le-a căzut mâncarea, au căzut toate pește, farfurile pe și nu au mai gustat nimic, i-au dat zero. Nu există, aia nu era. Eu am vorbit și cu oamenii care au jurizat. Bă, toți erau, bă, nu, clar, asta e cea mai mult. Hai, că așa intrați la duel. Succes. Mersi și eu. De ziua mea, mă spui. De ziua ta? La mulți ani. La mulți ani. O să ții minte ziua ta. Da, te gândeai tu vreodată că de ziua ta o să fii la șefa cuțită? Niciodată, dar trebuia să sărbătoresc, să câștig, să plec acasă. A, bucură-te! Ai bucură-te! Păi, spic, fii atent. Uite și... Așa a fost asta. Fii calm, nu te grăbi. Spală-te pe mâini și pe cap. Bă, dar o fi... O fi apă caldă? Bă, dar apa caldă nu e în stânga? Asta! O, păi vezi că mă spăl bine de tot, ești nebun! Doamne ferește, ce urât sunt! Zici că-s garoi, ești nebun, zici că m-au prins ăștia la gară! Ia! Haide, capul meu! Îmi doare capul meu! Bă, vezi că nu se mai duce și-mi rămâne verde, bă! Aoleu! Ce mi-a trebuit mie susținere? La tăticu. Ia. Asta n-am mai făcut eu la șefa cuțit. M-a spălat pe cap. Boss, nu-mi iese, ești nebun. Încă-i verde. Nu-mi iese. Ia uite, ia uite cât, cât verdeață mi-e. Iese verde, vei? O să am un păr foarte mătăsos de la săpunul ăsta de urzică. Doamne, l-ai scăpat? Doamnelor și domnilor, e un outro extraordinar într-o baie, s-a închis lumina, dar avem lumină de aici. Doamnelor și domnilor, avem un extra extraordinar dintr-o baie, de fete. Din lumina, dar n-am știut. Doamnelor și domnilor, avem un extra extraordinar dintr-o baie, de fete, unde unele fete în acest moment se distrează. Ce nu fac eu pentru prietenul meu, Sorin Bontea, bine că o câștigat, că și nu m-am făcut degeaba. Mă duc. Nu, nu acolo, mă, pe aici mă duc, că acolo face fata ce-o face. Ne vedem în episodul următor. Voi rămâneți aici cu fetele în baie. Faci tot ca?